Există două perioade în decursul anului când atelierele de vulcanizare devin foarte aglomerate, atât de aglomerate încât se creează cozi de așteptare. E bine, o asemenea perioadă începe de acum, jumătatea lunii octombrie, iar primii veniți la atelierele de vulcanizare sunt cei care circulă în zone în care iarna dă deja primele semne. Nu doar că există o legislație în domeniu care ne obligă ca pe timp de iarnă să avem anvelope adaptate sezonului, dar există și explicații tehnice care spun că este mult mai sigur pentru toți participanții la trafic să utilizăm anvelope de iarnă. Dacă nu ai anvelope de iarnă și te surprinde o vreme rea, nu neapărat zăpadă sau chiar și o ploaie, un polei, poți să o pățești dacă nu ai anvelope de iarnă. Și pentru asta noi recomandăm deja de acum pentru conducătorii auto să înceapă să schimbe anvelopele pentru că vremea e imprevizibilă. Noi recomandăm să înceapă să le schimbe ca să nu se aglomereze, pentru că obiceiul românesc atunci numai când ninge, după aia se face o aglomerație că nu mai biruim să le lucrăm. No, cu toate că noi suntem pregătiți cu tot ce trebuie și cu personal calificat și cu materiale și tot ce trebuie. Mulți șoferi au rețineri să schimbe din timp anvelopele pe considerentul că ele se uzează mai repede pe asfalt decât pe zăpadă, însă această uzură ține de temperatura de afară, explică specialiștii, iar pericolul este mult redus odată cu scăderea gradelor în termometre. Anvelopele de iarnă se uzează mai repede pe asfalt la temperaturi mai mari decât sunt acum. Acum sunt temperaturi până în 10 grade, deci de la 8 grade în sus, dar la un rulaj lung, deci dacă rulezi mult pe autostradă sau atunci, într-adevăr, anvelopele de iarnă se uzează. Deci noi recomandăm deja, având în vedere data din calendar, suntem în 13 octombrie, deja se pot apuca de schimbat, pentru că se anunță și vremuri rele, deja au nins în anumite zone din țară. Nu doar configurația cauciucurilor contează, ci și calitatea lor. Durata de viață a unor anvelope este dată de condițiile în care sunt ținute la păstrare. Și legislația este care spune că anvelopele de vară trebuie să aibă minim 3 mm și cele de iarnă minim 5 mm. Dar cel mai bine e ca să aibă pentru aderență. Și contează mult, foarte mult și vechimea anvelopei. Pentru că un cauciuc îmbătrânit nu mai dă randamentul. Anvelopele de iarnă au viață 3 ani, anvelopele de vară 5 ani. Aproximativ. Deci asta nu e... Depinde și în ce condiții sunt ținute. Dacă sunt ținute afară la soare, se coc, se degradează. Dacă sunt ținute în condiții mai... După cerințele cauciucului, deci a compoziției cauciucului, într-un loc umed, într-o pivniță, dacă e posibil. Sunt foarte puține atelierele de vulcanizare care încep să facă programări pentru schimbarea anvelopelor. Recomandarea specialiștilor este mai degrabă să înlocuim aceste cauciucuri din timp, astfel încât să evităm cozile care cu siguranță vor urma de acum înainte. Pentru Jurnal de Reghin, Gal Boton și Marcela German.